suntem între prieteni, ca întotdeauna acasă, prietenii voștri sunt prietenii noștri și viceversa. Avem public de toate categoriile, de la cei mici și până la cei cu barba albă. Suntem bucuroși că am găsit această posibilitate ca sub aspectul întâlnirii noastre cu așa ușor mozaicat, de fapt să fim uniți într-un cuvânt. Și cuvântul acesta este cuprins în această seară între paginile volumului intitulat Vorba cântecului și cred că nu întâmplător, ați văzut că am început prin fundalul sonor, care, veți vedea, este alcătuită printr-o selecție fericită, zic eu, autorului, din romanțe și piese de muzică populară foarte, foarte cunoscute. De altfel, pentru că tot vorbim de acest titlu sugestiv, autorul Aurel Hernest vă este cunoscut mai de mult. Spun mai de mult pentru că în urmă cu vreo câteva luni am făcut prezentarea acestui volum în nuce, că el încă nu era editat. Și autorul era chiar puțin descurajat. Se pare că a prins aripi, se pare că a avut o conjunctură favorabilă și într-un timp relativ scurt a venit și iată, volumul este gata. Trebuie să vă spun că a avut niște colaboratori de nădejde, fiul său l-a ajutat să facă această copertă. Ca o paranteză, să știți că volumele le puteți lua împreună cu semnătura autorului. La sfârșit, tot ca o paranteză, în cuvântul autorului, o să aflați și de ce există aici un scaun gol. Și fără să vă mai spun decât două vorbe despre volum, rețineți că fiecare proză, este proză scurtă, așa cum spuneam și altă dată, e precedată de un cântec, de fapt de titlul unui cântec dintre cele care se vor auzi aici pe fundalul sonor. Vă mai spun că lângă noi se află un literat cunoscut și un vechi, vechi prieten și de al meu și de al autorului, în persoana lui Nicolae Ionescu, pe vremuri noi ziceam Sir. În imediat apropiere, am luat-o așa în ordine în care sunt așezați invitații mei, se află profesorul universitar și eminoscologul extraordinar George Ene și un apropiat al mediilor culturale, chiar dacă vine de undeva de mai departe și, evident, autorul pe care îl cunoașteți, care îl vedeți că are o figură simpatică, senină, apolinică, solară și n-aveți cum să nu-l iubiți. O să vedeți. Și, evident, eu vă spun că o să iubiți și ceea ce scrie. Nu vreau să mă repet sub nicio formă. Vă spuneam și data trecută că totuși este vremea prozei scurte, că oamenii, să recunoaștem, nu mai citesc, sau și dacă citesc o fac online, sau și dacă citesc, vor repede, repede să ajungă la sfârșitul scrierii asupra căreia s-au aplecat. De aceea spun că autorul s-a orientat foarte bine și veți vedea că este o proză viguroasă, de factură țărănească, tradițională, dar și cu elemente citadine foarte, foarte bine îmbinate, că el este un virtuos al limbajului și veți vedea aici limbajul nostru savuros, limbajul popular, dar și limbajul zilelor noastre. Și de asemenea veți vedea că este un om foarte modest. Asta transpare și din scriitură și din faptul că aici există foarte multă autoreferențialitate care ne vorbește despre modestul și talentatul om de litere pe care îl aveți în seara asta în fața dumneavoastră. O să facem așa un scenariu puțin atipic și anume v-aș propune să ascultăm o mostră din acest volum. Vă spuneam că el este un om simpatic și are și prieteni foarte mulți, ca dovadă că suntem aici cu toții să-l nășim la acest volum, dar are și o familie iubitoare și din familia dumnealui este prezentă aici doamna Gilda Crăciun, profesoară, care va face o lectură dintr-un fragmentel al unei proze scurte. Noi am zis, ca să nu fim fastidioși, să încercăm să trecem așa puțin tel prin volum, ca să nu vă spunem chiar totul și să vă incităm curiozitatea. Acum l-aș ruga pe autor totuși să ne introducă puțin în atmosfera acestei proze, pe care, din care doamna Gilda va citi un fragment.
În volumul respectiv sunt 14 proze, pe două capitole, unul despre viață, unul despre moarte. Nu trebuie să ne sperie nici... Bună seara, bună seara, poftiți! Nu trebuie să ne sperie nici viața, nici moartea, trebuie să trecem prin ele, senin. Și totuși, pentru a fi o lectură cât de cât scurtă și concludentă, m-am orientat spre capitolul al doilea, spre o povestire care am intitulat-o Cum mi-am omorât moartea. Întotdeauna, sau în acel capitol, am tratat moartea la modul ironic. N-am arătat partea cumplită și neplăcută și cu urme. Am avut șansa să găsesc undeva într-un salon de spital o bătrână care, nu știu, fabula, ea știe cum s-a întâmplat, că mi-a sugerat această povestire. Și la un moment dat povestește cum, în afară de cazurile prin care trecuse și că se apropia de sfârșitul vieții, se aștepta să moară, dar totuși a vrut să se înfrunte cu moartea direct și a zis că i-a omorât-o. Finalul povestirii încă rămâne la latitudinea fiecăruia să înțeleagă dacă moartea poate fi înfrântă sau ne înfrânge ea. Nu contează ce se întâmplă. Contează că trebuie să trecem prin asemenea momente, da, și să plângem pe cei dragi și să mergem mai departe. Pentru introducerea în atmosfera acestei proze, a fragmentului de această proză, îl rog pe băiatul de la pupitru să ne pună o melodie pe care eu am considerat-o concludentă pentru această povestire. Te rog, dragă. Foaie verde, spic de pâine, dacă aș ști că mor ca mâine, mi-aș face o casă de piatră ca moartea să nu mă vadă. Au, 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 inimă, au. Mi-aș face o casă de piatră ca moartea să nu mă vadă. Au, 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 inimă, au. Și-aș chema fierarii toți să-mi pună la căt la porți, cu lanțuri să mă îngrădească moartea să nu mă găsească. Au, 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 inimă, au. Cu lanțuri să mă îngrădească moartea să nu mă găsească. Au, 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 inimă, au. Pentru biată viața mea mi-aș linde și cămașa ca moartea să mă mai rapte încă o zi și încă o noapte. Au, 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 inimă, au. Ca moartea să mă mai rapte încă o noapte și încă o moarte. Au, 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 inimă, au. Așadar, îmi aștept moartea. Sau mai bine zis, de câțiva ani, o aștept în fiecare seară, pentru că, așa cum mă știu, nu credeam că va veni ziua în amiaza mare, ci noaptea. Dacă urma să vină ziua, sigur nu va reuși să mă ia. Întâi pentru că nu prea stau în casă și, al doilea, pentru că mie mi-a plăcut lumina și n-aș pleca în miezul zilei. Dar acum un an și ceva
a vrut să-mi facă necaz și m-am trezit cu ea lângă mine. Am cercetat mai atent chipul doamnei Ileana, suspectând-o că delirează. Privea, e adevărat, fix, spre ceva ce eu nu puteam vedea. Dar cred că avea în fața ochilor, ca pe un ecran, scena pe care se pregătea să-mi povestească. Cred că intrase pe gaura cheii, pentru că, dacă stau la parter, niciodată nu l-aș o să descuiată. A fost la început un fum gros, înnecăcios, greu, care nu putea să se ridice mai mult de genunchi și umbla așa, alene, prin cameră. Când l-am văzut, m-am ridicat din fotoliu, mi-am luat bastonul și, cât de repede am putut, m-am dus la bucătărie, unde pusesem o ciorbă pe aragaz. Credeam că dăduse în foc. Fierbea liniștit. Am venit temătoare înapoi în sufragerie, am deschis geamul. Apoi, văzând că nu se ridică, l-am închis la loc, pentru că de afară venea un frig că m-înghețau oasele bătrâne. Obosită, m-am așezat în fotoliu, gândindu-mă cum să scap de fum. Dar după câteva clipe, am văzut clar cum fumul se face o femeie bătrână, așa ca mine, tot în negru îmbrăcată, tot cu batic pe cap, parcă erau două Ilene. Se așezase în genunchi în fața mea de parcă voia să mă roage ceva. Eu sunt moartea, a zis. Am venit să te iau. Aici Ileana din fața mea își îngroșă cât putu glasul, vrând să-l limite pe al celeilalte. Fu un moment lugubru, care reuși să înfioare câteva fire de păr de pe mine. Grăbește-te, mi-a mai zis. Dar mie, după cum v-am spus, nu prea îmi convenea momentul și am început să trag de timp, spunându-i vorbe, că n-am nimic împotrivă, că oricum trebuia să mor odată și odată, dar acum nu prea sunt pregătită și că aș mai fi vrut să fac ceva să mă răzbun pe nemernicul de popă. În plus, aveam și o ciorbă pe foc. Aia stătea așa, aplecată, aproape de genunchii mei și cu baticul negru, tras mult peste ochi, de nu-i vedeam fața. Hai că nu pot să te amân, trebuie să merg și la altele. A imitat cu succes din nou doamna Ileana glasul celeilalte, deșteptându-mi alți fiori. Și pricepând că nu am cu cine am înțelege, am dat să mă ridic și să o urmez. Dar văzându-mă cu bastonul în mână, m-am crezut mai puternică și apăcându-l de capătul de jos, am început, nu știu de ce, să o izbesc cu mânerul, cu furie, drept în țeasta de sub batic. Loveam și auzeam cum pârie ca o coajă de dovleac. Dădeam și iar dădeam până s-a prăbușit la podea moartă. Da, moartea moartă. A tăcut. Și am întrebat-o prostește, prins în neverosimilul poveștii. Am agățat-o cu mânerul bastonului și am scos-o pe ușă, târând de ea o distanță bunicică pe câmpul din apropiere, ce tocmai fusese golit de recoltă. Am strâns coceni și buruieni, am acoperit-o și am scăpărat chibritul. Aș dori să trecem și într-un alt registru. Sigur, viața crește din moarte și viceversa. Nu putem să scăpăm de aceste interferențe și nu trebuie să le uităm niciodată. Trebuie să le luăm așa cum sunt, fără pretenția de a filozofa. Eu acum am să vă prezint, tot în scurt, o altă față a autorului, autor care s-ar fi gândit la un moment dat să intituleze acest volum, cum credeți, Manualul de vrăjeală. Are o proză din care eu îmi permit să vă citesc foarte, foarte puțin, doar incipitul și deznodământul. Rămâne să descoperiți dumneavoastră ce se ascunde între aceste două praguri. Și evident, motoul este: Doamne, ah, ce viață mai duceam! Prin restaurante, baruri, cafenele și localuri, Doamne, ah, ce viață am mai dus! O cunoscusem unde altundeva? Un restaurant. Nu în calitate consumatoare, ci ca o spătăriță. Strigasem de cum așezasem pe scaun: Garson! Și în loc de un el apăruse ea.
Nănuța, îmbrăcată în uniforma localului, de pies, vestă și cămașă albă, mulate pe talie, fustră strânsă pe șolduri, scurtată mult deasupra genunchilor, părul strâns bine deasupra cefei, apariția ei lângă masă fusese o binecuvântare pentru singurătatea mea. Mai întâi am aruncat o privire scurtă mâinilor ei ocupate cu meniul și pixul. Pe inelarul stâng era doar o urmă, semn că tocmai fusese purtătoare de verighetă, ceea ce însemna că e proaspăt divorțată. Asta m-a făcut să-mi dau drumul gurii. Vrăjeală, vrăjeală după manual, asta trebuia. După care, dacă ne potrivim în una și în alta și în toate, urma să ne alungăm reciproc singurătățile. Cât despre înaintarea actelor la primărie pentru a ne plictisi legal, mai va! Urmează povestea și deznodământul. Cam așa s-a încheiat o aventură care începuse bine, promițător. De aia ți-am spus că niciun manual nu te învață ce te învață viața. Iar în materie de gagici, profesor să fii cu manual de vrăjeală învățat pe de rost și tot o mai dai în bară. Domnul Johnny, directorul Mării Baltice, când ieșea la soare pe banca din fața blocului, era întotdeauna inepuizabilul povestitor al aventurilor sale amoroase, pe care uneori ni le spunea folosind cuvintele de-a dreptul, nu pe cele din dicționare. Pentru că eram unul dintre fidelii lui ascultători, îndrăznisem acum să-i cer părerea cum să fac eu cu una măritată care îmi dăduse întâlnire. Iar el îmi povestise cele de mai sus, o să le aflați. Și acum sunt convinsă că va urma o prezentare academică pe care ne va face domnul profesor de pe poziții profesorale. Vă mulțumesc frumos! În primul rând îl felicit pe Aurel Hernest pentru curajul de a intra în lumea literelor cu acest gen. E foarte greu să scrii astăzi în registru vechi, tradițional, o carte. Calcă sigur și calm pe urmele unor povestitori celebri născuți din filonul lui Creangă. În județ s-au remarcat înainte două nume mari, Bădiță Pandele și Ivescu. Ce pot să spun? Născut în arealul Coșeștilor, autorul înclavează în povestiri unele chiar dinaintea lui, altele prelucrate din surse indirecte, utilizând limbajul popular specific, cu specific local, într-un mod foarte convingător. Sute și sute de locuțiuni, sute și sute de expresii literare, ca să nu mai vorbim de proverbe, pilde și parabole pe care le aduce în lumina scrisului după o reflexie și după o concluzie de fiecare dată savuroasă. Arhitectura fiecarei povestiri din acest volum este diferită. La început avem un context temporal și social local prin care autorul ne introduce în povestirea propriu-zisă. Urmează secvențe absolut revelatoare și romanul se încheie ca o fabulă, cu o morală. Niciodată o povestire a lui Aurel Hernest nu se termină fără o învățătură, dar care este sublimată. Nu este spusă direct ca în fabulă. S-a invocat de autor, de către autor, dar și de către ceilalți antevorbitori, faptul că moartea este o prezență
permanentă în reflecția dânsului. Este adevărat. Viața este îngemânată cu moartea, iar Aurel este un om foarte responsabil. Este o fire plină de reflecție, un filosof popular care are ca filon principal tradiția. Și când spun tradiție, mă refer la limba literară, la limba populară, la cutume, la practicile locale și, nu în ultimul rând, la obiceiurile la care se referă. Sunt obiceiuri de peste an, începând cu obiceiurile din iarnă, obiceiurile primăverii, obiceiurile verii și obiceiurile toamnei. Din lectura cărții lui constat cu mare plăcere că este un foarte bun cunoscător al practicilor populare, al acestor obiceiuri și al limbii în toate componentele, mai ales ale limbii populare. Nu există subdiviziune a limbii în care să nu facă dovada unei bune cunoașteri și unei inspirate alegeri. Faptul că în fiecare povestire își alege cu grijă un fragment dintr-un cântec, dublat de un titlu plin de expresivitate, că urmează un filon filosofic din perspectiva gândirii populare și că de fiecare dată povestirea se termină printr-o concluzie, ne arată că el a intuit foarte bine și imediat drumul cel mai sigur și mai scurt spre finalitatea povestirii. Povestirile lui sunt pline de farmec, căci atât viața cât și moartea îngemânate nu cuprind și nu dezvoltă frici celor care trăiesc în cartea lui și în gândirea și simțirea lui, ci ele doar împrejmuiesc de departe omul, lăsându-l să gândească și să se simtă în plan social liber. Pentru el moartea nu că nu există, este doar ținută de departe cu un zâmbet, cu un zâmbet profund înțelegător în linia albastră a firescului. Aurel Hernest este și un moralist discret. Fiecare întâmplare urmează o idee legate de căutările noastre ca oameni, căutările în dragoste, căutările în profesie, căutările în reușita socială și familială și ca să nu plictisesc, în reușita trecerii dincolo cu împăcarea, cu conștientizarea firescului. El ia lucruri, eu îl cunosc bine, de mulți ani. Ultimele mele trei cărți mi le-a redactat și mi-a făcut la rândul lui foarte multe observații. Și aș putea spune că multe mii de ore am petrecut împreună și mă regăsesc clar în multe din reflecțiile cărții, chiar și cu expresii, cu proverbe. Chiar am scris o carte, Eminescu, Lumea politică românească în proverbe, unde comentez vreo 1700 de proverbe. Este foarte repede adaptat la situație și el și-a găsit o nișă foarte sigură, foarte sigură, de unde produce ceva foarte reușit, ceva care va rămâne în literatură. Eu cred că această lucrare, care este sintetizată și prin titlu și prin ilustrația făcută de băiatul lui care este arhitect, Andrei, este ilustrată, dacă vedeți, ca o comedie, ca oameni strânși acolo, ca niște pinguini într-un alb vioriu proiectat de lumina lunii pe zăpadă,
este o carte care merge la suflet și pot să spun, chiar îndrăznesc să spun că este o carte de învățătură și o carte în care ne regăsim în simțurile noastre plenare și sincere. Aurel deja scrie sigur, fiecare piesă poate constitui un scenariu de film, bineînțeles dezvoltată. Eu îl felicit din toată inima, îi prevăd un viitor frumos în literatură și vă spun în aceeași măsură că el este dublat și de poezie. El scrie deja poezie și o scrie tot așa. Ce se remarcă, ca o concluzie spun, dincolo de lectură este concizia, este cunoașterea vieții directă și indirectă, este reflexia și responsabilitatea asupra scrisului și este iubirea cu care ne înconjoară, pe care o descoperim în față, de la primul contact la ultimul. Eu nu l-am văzut în viața mea cu fruntea încruntată sau supărat și îl invidiez pentru asta și aș dori ca și dumneavoastră să aveți fața și sufletul tot atât de curat și de bun. Vă felicit pe toți pentru că ați participat la această lansare. Mulțumesc, domn profesor. Mulțumesc. Ca să rămânem în direcția prezentării pe care ați ascultat-o, pentru copii, fiindcă unii au zâmbit când a spus că e vorba de un titlu sugestiv, fiindcă noi la școală învățăm despre semnificația titlului și a mesajului unei opere literare. Ei, vreau să vă spun că s-a punctat foarte bine faptul că este o morală totdeauna din fiecare povestire, în tradiția lui Slavici. În tradiția lui Fănuș Neagu, vă spun eu că există muzică pe care o găsiți și în prozele fănușiene. Și în tradiția lui Ion Creangă, care rămâne un reper absolut, această plăcere de a povesti și această oralitate la un moment dat a unora dintre pasaje, oralitatea stilului, pe care și are sevele în proza lui Creangă de bună seamă. Și nu în ultimul rând, mi-aduce aminte și de Marin Preda, pentru că se apleacă asupra lumii satului și evident de cel care marchează începutele romanului românesc modern, Liviu Rebreanu. De asemenea, pentru că domnul George vrea să ne mai citească ceva. Am vorbit cu un scurt text. Sigur, noi suntem în scurt, adică nu intrăm în detalii, urmează să citiți. Mica poveste se numește Într-o clipă a primăverii. Remarc aici puterea de observație, puterea de transcendere a realității, vigoarea stilului, precizia, expresivitatea, caracterul metaforic. Totul are o limită, repeta în gând Ică, dar ca să ajungi până aici e prea de tot, depășește orice. Urca poteca șerpuitoare pe pieptul dealului și simțea o plăcere deosebită când de sub pasul său apăsat, parcă înadins, cu dușmănie pe pământ, se desprindeau și porneau, rostogolindu-se la vale, pietrele dezghețate de suflarea caldă a soarelui. Colțul ierbii se înălța victorios, înțepând văzduhul limpede cu frăgezimea și verdele său. Din buturile copacilor doborâți de furtuna cumplită de astă iarnă, musteau seve, hrănind parcă nevăzute trunchiuri de aer și lumină. Sub un tufiș de mărăcini, niște toporași, apărut din pământul ce fremăta, dospindu-se la soare, împărțeau cu dărnicie din pălăriuțele lor albastre parfum suav. Mugurii de mărăcine stăteau gata să pleznească sub marea energie a vieții și să acopere crengile de spini cu frunze și flori. Privirea lui Ică nu reținu nimic din frământarea naturii, care nu aștepta decât un semn al primăverii să izbucnească frenetic în toată măreția ei. Cu acest scurt fragment am vrut să ilustrez stilul literar
de scriitor deja format al lui Aurel Hernes. Vă mulțumesc! Sir Nicolae Ionescu. Bună seara, mă numesc Nicolae Ionescu, sunt muzeograf la Muzeul Județean, realizator al emisiunii Din Culisele Istoriei la Antena 1 Pitești și coleg cu acest autor pe care îl felicit. Pentru mine nu este o surpriză, ne cunoaștem de 40 de ani și de atunci talentul său era împreună cu el, cu doamna Lora și cu cel care nu stă pe acest scaun, pentru că din nefericire s-a dus într-o lume mai bună, colegul nostru Marius Dumitrescu, la cenaclul Cesarg, care era la casa elevilor și studenților pe atunci, ne-am format la flacăra și la îndrumarea domnului Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu să-l ierte și pe dânsul, și domnul Dan Rotaru. Eu cu Marius am fost mai mult aplecat spre muza poeziei. Aurel de atunci cocheta cu proza scurtă, același stil incisiv, aceeași pană sigură în a descrie și natura și tot. Așa cum a spus Lucian Blaga, eternitatea s-a născut la țară. Ei bine, el prezintă în acest puzzle, în acest mozaic de povestiri, viața de la țară, felul românului de a privi viața, moartea, sărbătorile, totul cu seninătate, totul ca pe ceva simplu și firesc. Îl felicit încă o dată și sper să mai recidiveze. Neapărat, sigur că da. Vă mulțumesc că încă a doua oară, că m-ai făcut o dată, pentru că ați venit cu în număr atât de mare. Vreau să mulțumesc în mod special, sau în primul și în primul rând, pentru că am aici în sală niște musafiri pe care spre rușinea mea nu i-am invitat, dar au venit și le mulțumesc foarte, foarte mult. Eu, pentru prieteni, am următoarea măsură. Prietenii adevărați sunt cei care îți oferă ajutorul fără să-l ceri. Așa că îi consider pe aceste persoane care au venit, îi consider deja prietenii mei. Cu unii chiar nu m-am văzut vreodată. Vă mulțumesc foarte mult! În continuare, mai am de făcut mulțumiri, că sunt înglodat în datorii, să zicem. Da. Mulțumesc Centrului Cultural pentru găzduirea a evenimentului doamnei Carmen Salub. Mulțumesc Alorei, Alora, care a avut... Fundației Rebreanu. Poftim? Și Fundației Liviu Rebreanu. Așa, care a spus întotdeauna, a studiat cartea, a spus acele pasaje care i s-au părut interesante, iar în elaborarea cărții m-a ajutat enorm printr-o corectură profesionistă cu numai o profesoară, cu vechime și cu grade multe luate, așa o poate face. Bun. În continuare, trebuie să mulțumesc în egală măsură domnului profesor George Ene, din stânga mea, prietenul și fratele meu mai mare, care mi-a luat manuscrisul și mi l-a stilizat pe acolo, pe unde a crezut, și am ținut întotdeauna cont de observație dânsului. A făcut corecturi și din punct de vedere stilistic și din punct de vedere gramatical. Vreau să mulțumesc sponsorului meu, care n-a venit, dar îl menționez pentru că m-a ajutat foarte mult cu partea materială. Domnul Vasile Iorga, de la firma Metal Design Industry, nu-l văd aici, n-a venit, spunea că nu poate. Așa, da, trebuie să-l citez. Vreau să mulțumesc
fratelui meu și soției sale care și-au răpit din timp și-au venit să mă sprijine. Surorii mei din străinătate, care și ea la rândul ei a citit această carte înainte de a o publica și m-a încurajat să-i dau drumul, să vadă lumina tiparului. Și de asemenea fiilor mei, Andrei, care a făcut o copertă care de la început m-a cucerit, și lui Valentin, care m-a ajutat cu mici reglaje în tehnoredactare. Mulțumesc de asemenea editurii Argeș Press, care a convenit și m-a ajutat cu redactarea și mi-a respectat dorințele cum să arate, cum să fie litera ceva, cu format ceva mai mare. Consider că trebuie, la rândul ei trebuie să fie mândră că a făcut o altfel de carte. Nu este, e ceva mai, eu am zis că este ceva mai atipică. Mai am de făcut o mulțumire și nu știu cum să o exprim. Mulțumesc acelui scaun gol pe care ar fi trebuit să stea un om drag nouă, care a fost cel care m-a impulsionat. Adică mi-a luat primele povestiri și mi-a trimis la revista Tribuna, care le-a publicat, și de acolo am prins curaj. Dacă le-am văzut publicate, am prins curaj și am zis să le strâng într-o carte, și la el a rămas și manuscrisul, că urma să facă și el o corectură, însă timpul n-a mai avut răbdare și ni le-a răpit. E vorba de prietenul nostru Marius Dumitrescu, fost judecător și poet, publicist, eseist. Din păcate, sâmbătă ne-am despărțit. S-au despărțit el de noi. Acum, sigur că poate sunteți curioși și cu cartea asta așa mică, subțirică, dacă are ea nevoie de atâta prezentare, atâta desfășoare de forțe, atâta idei și atâtea aprecieri, timpul va decide dacă este așa sau nu este așa. Eu în schimb vă mărturisesc că sunt mulțumit de ea personal. Eu în general sunt mulțumit cam de ceea ce fac, altfel dacă n-aș face-o cu plăcere, n-aș face-o. Și am mers pe principiu non multa, sed multum, sau cum se zice, sau în românește, nu mult, nu multe, ci mult. Adică sintetizat. La noi la români există o vorbă, zice, să spui o vorbă cât om e. Aceea a fost un criteriu al meu de a mă făcut în fraze să fie cât mai cuprinzătoare, cât mai ideea, să fie mai cuprinzătoare. Inițial s-a numit cartea Exerciții de la 9 la 11. Poate sunteți curios să știți de ce. Exerciții i-am zis pentru că inițial le-am vrut să fie niște exerciții pentru mine, ca să îmi revin sau să îmi îmbunătățesc stilul, să-l re-îmbunătățesc. Și am început să scriu una, alta, ce mi-aduceam aminte, ce vedeam. Iar de la 9 la 11 erau două ore într-o perioadă în care aveam liniște și puteam să mă apropii de calculator ca să pot să îmi pun idee. Două ore. După aceea, cum va fi receptată cartea, vom vedea. Însă vă pun în gardă asupra unui, printr-un fel de pildă sau un scenariu. Există un bazm foarte cunoscut și nu există om care să nu există copil care să nu știe. Se numește Punguța cu doi bani. În finalul poveștii, baba, cea hapsână, deși găina își bate găina, găina se duce undeva, aduce o mărgică, cotcodăcește, iar când baba, când vede acea mărgică, turbează și o omoară. Vedeți, aici bazmul se termină, însă nimeni n-a cercetat dacă acea mărgică nu cumva a fost vreun safir, vreun diamant, vreun rubin, vreo perlă, da?
și putea să se îmbogățească și ea, să fie pe aceeași placoșul. Ea, dacă n-a văzut munții de aur sau de băneț sau de nu știu ce, da, s-a pus și a omorât-o. Așa că cu această carte subțire, sper să fie mărgica literară care să vă, să nu vă îndemne să omorâți autorul.